Aseară, pe terenul sintetic, la balon de pe Șeseaua Prieteniei a luat startul cea de-a doua ediție a Ligii Prieteniei Giurgiu. Competiția fotbalistică este organizată stil campionat între 12 echipe de amatori și este organizată de Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu și susținută de candidatul la primăria Giurgiu, Florian Nicolae. Ca și în iarna anului trecut, când s-a încheiat prima ediție, echipele care s-au aliniat la start sunt formate din 5 jucători de câmp și un portar. A început Liga Prieteniei sezonul al doilea, spunem noi cel mai interactiv show de divertisment fotbalistic organizat la Giurgiu. Avem 12 echipe înscrise la startul competiției. Jucătorii au dorit să joace în sistem campionat, fiecare cu fiecare, motiv pentru care astăzi avem 3 meciuri organizate. Față de prima ediție desfășurată anul trecut, sezonul 2 al Ligii Prieteniei vine cu noutăți. Ce face diferența între campionatul pe care îl organizăm anul acesta? Am avut în noiembrie 2015 un sistem cupă organizat în 4 grupe a câte 4 echipe, însă anul ăsta vom juca în stil campionat. Echipele înscrise vor avea posibilitatea să se bucure alături de noi de conceptul Liga Prieteniei și anume posibilitatea de a ieși la mișcare, să socializeze. Vom avea organizate 2 turnee, un turneu național și un turneu internațional. De asemenea, vom avea petrecerile organizate în cadrul ligii și, de asemenea, pot să vă spun că vom merge în luna septembrie la Albena, unde avem organizat turneul Liga Prieteniei, iar primele 3 locuri vor merge subvenționat de către Asociația Uniți pentru Giurgiu. Mai concret, aceștia vor juca un campionat cu 16 echipe și vor putea să se bucure de această competiție în sistem all-inclusiv, în sensul că vor avea asigurate transportul și cazarea la Albena în Bulgaria. În prima etapă au fost disputate 3 meciuri, urmând ca joi 28 aprilie competiția să continue cu alte 3 întâlniri.